Doamnelor și domnilor, adică doar domnișoarelor, domnișoarelor, biciilor, tutelor, la fă-mi loc și mie, stai mă. Da, stai așa. Din partea mea, așa. Surpriza serii. Și stai puțin. Frate, mi-a dus tort de nuntă, ce asta? Urmează darul de la Sofia pentru Sara. O mașină de spălat! Decapotabilă! Da, uite, mă, că mi-ați supărat mirele! Care e al meu? Andrei. Hello, darling. Da, stai așa, că dar nimeni nu poate să nu mănânce în afară de mine, că vă tai și vă îndoi. În cazul ăsta, mireasa e urâtă. Mamă, dar ce urâtă e, frate, urâtă cu spume, mă! Nu e mai urâtă decât Harry Potter, așa că șarap. Băi, băiatule, ia vezi că fac acum o vrajă. Expector Patronum! Hai mă, că te pricepi, ești bună, ia uite. Fetelor, noi stăm aici și râdem și săracul Andrei e singur acolo și... Băi, gata. Și acum la modul cel mai serios. Eu v-am chemat aici ca să stăm, să ne distrăm, da? Să râdem și să uităm de probleme. De asta am și chemat-o pe Anca. A stat suficient în spital, are nevoie de prietenile ei, da? Și îmi plâns oricum, Andrei, dacă ar fi fost aici, ar fi vrut să ne distrăm. În special tu. Așa că, oricum, lasă că domnul Sandu, iartă-mă, scuză-mă, domnul Sandu o să rezolve și o să vină Andrei și o să fie bine, da? Smile? Hai! Smile! Hai, party! Hai, mă, unde e restaurantul la Mai Ioana? E imediat după colț. E așa după colț? Da. Mai! Hai să mergi. Mai nu pleacă nimeni! Mai nu pleacă nimeni, stați pe loc! Ce-ai puțin, mă? Nu-mi găsesc pantofii. Nu-ți găsești pantofii, mă? Nu știu unde i-am pus. Păi dacă mai râde la ei, ca... Eu nu mai râdez, bă. Cum, mă, unde i-ai pus? Eu mă grăbesc că trebuie să ajung înainte, ne vedem acolo. Bine, mă, hai, du-te, că te ajungem de nou. Pe mașină, cum, unde i-am pus? Cum pe mașină? Când în mers? Na, e bine, cum când? Când ai venit plecat de acasă, mă! Că mă strâng, că sunt cu jumătate de număr mai mici decât port eu, mă, că n-am bani să-mi iau și o pereche normală. Și a zis să nu stau cu deștere așa toată seara și am pus o mașină, de ce așa de credențele? Păi nu înțeleg. Ai pus deci pe mașină, atunci ia-i după mașină acum. Nu coace și ține-mă, mai, gică. Lasă-mi... Du-te, bă, că nu te cunosc, mă, lasă-mă în pace, adică eu un domn și tu desculți, să nu știu că merg cu tine așa. Mai nu poți să faci asta, dacă mai râzi, scrăp capul și ți iau brasnic, o proastă ce ești. Descurcă-te! Mai, gica, mai nu poți să mă lași aici, dă mâna că-ți pierd! Miro, coace și tu, că asta e mică și nu mă poate ține, mai, gica! Mamă. Gata, mă, ne cărâm. Ce ai pățit, mă? Pe bune, ne tirăm de aici, nu se poate așa ceva. M-am dus la bar, i-am cerut 100 de vodka și a zis că nu-mi dă că-s minor. Păi cu freza asta te duci tu la bar, nu? Ce are freza mea, mă? Am lins-o și eu puțin. Oricum am luat după ăsta. Auzi, mă, dar cu corpul ăsta te duci să iei vodka? Ăsta nu-i corp, e fizic. Te rog, fizic. Auzi, mă, ea spune. Vrei să mergi să-ți comand eu? Asta e, mă, n-am Moldavia superstar. Fii atent, 200 ca să nu faci două drumuri. Două cupuri de gheață, unul de rezervă și pe următoare le dau eu. Hai să mergem în spate. Asta, cât durează? Nu spune-o că vrei să nu sunt vezi pentru teza de mâine. A, nu, mă, dar am întâlnire. Hai să mergem, gata, hai. Așa, acum să-i dăm și Nadie. Nu, am promis că nu mănânc și nici nu mi-e poftă. Bine, tu pierzi. Ce bun e! Mamă, cât de bun! Miami! Uite trandafirul ăsta! Miami! Na! Mai de Nadia! Bine ați venit. Ce elegantă. Și croc sandalele sunt foarte elegante. Da, a costat ceva, dar a meritat. E pe erisire, e cu o culoare pasionată. Unde stătem, deci? Da.
Asta este masa pregătită. Eu stau aici, să știi. Eu stau tare, vreau să stau în față. Puiuț, lasă-l. Puiuț. Stai puiuț? De ce zici puiuț? Îți va ajunge el așa sau cum? Și de când era mic. Ah, înțeles. Bine, puiuț, treci la coteț. Sara, tu ești bolnavă? Mă, dar de ce ai căutat tu acolo? Cine te-a pus să cauți acolo? Ți-am dat eu voie? Dar ți-am dat eu voie, nu puteai să cauți în altă parte șervețelele tale? Sara, te plimbesc cu Nino, Nino? Frate, dacă ai astea medicamente, înseamnă că ești pe moarte. Mie nu-mi place să mă îmbrac în negru. Taci din gură, taci din gură. Sara, tu ești bolnavă? De ce? Ce ai? Acum că ați aflat, trebuie să vă zic, nu? Adevărul e că... mama e schizofrenică. Ce e schizofrenică? Încă nu trăiește ca noi, e în lumea ei, delirează. Nu știu, poate și pentru că e actriță și a jucat foarte multe roluri și... și medicamentele alea toate pe care le-ați văzut... un tratament care o ajută să... fie normal, o să o țină sub control. Deci, nu mai ieși din comun. Țigări mi-ai adus? N-ai nevoie de așa ceva. Mamă, știu mai bine de ce am nevoie și ce n-am. Andrei, te rog, ai răbdare. Nu ești vinovat de accident. Omul a ieșit din comun, a deschis ochii. Dacă nu-l trimite, tati. Da. Să știi că n-am crezut nici eu că s-a schimbat atât de mult. Toți ne-am schimbat. Hai că trebuie să plec la locul meu de infractor. Andrei, nu pot fi așa, te rog. Știi de ce îmi pare cel mai rău? Nu. Da, întotdeauna am crezut fratele perfect. Și acum. Știi unde sunt? Vreau să vin aici, ce fac? Nu, te rog, nu știu. Spune că m-au mutat în Siberia, în Guantanamo. Te descurci tu cum. Stai puțin. Ana, încă un pic, un pic, un pic. N-am voie. N-am voie nimic de aici, de fapt. Scuze-mă, chiar am uitat de treaba asta. Auzi, apropo, uite, au reușit să-ți găsească un rinichi? Nu e ca și cum ai cumpărat ceva de la piață. Trebuie găsit un donator. Un donator. Mi-aș dori să fie cineva în viață. Nu vreau să moară cineva ca eu să trăiesc. Mi-a fost atât de frică. Atunci când era polițistul în comă. N-am vrut să moară. Dar n-a murit. Polițistul să facă bine și tu o să faci bine. Mă, copil mic și frumos și sensibilos. Ia uitat la mine. Spun, eu am încredere că o să ți se găsească un rinichi. Operația o să fie ușoară și tu o să te faci bine și o să fii mai tare decât mine. Bine? Ești optimist acum? Știi, în ultimul timp mă tot gândesc la
cum e să mor și... Mă, după aceea și... Te rog frumos, nu te mai gândi la asta, că nu te ajută și nu ai niciun motiv să faci. Da. Ce? Nici nu... Nu mă zi. Nici n-am avut și un prieten ca lumea. Nu mai râde. Ule, mă. Nu, deci fii atentă. Eu, Sara, îți promit astăzi că o să găsesc un băiat mai cool decât Andrei. Da, dar cu o singură condiție. Trebuie să le iei de bărbat, că sunt atât de rari. Și trebuie să mă strijină și ca Sara. Neapărat. Nu. Mai ba, da, dă-mi un pup. Bun, fetelor, karaoke time! Ia să ladies, the boy is mine. Ionica a plecat, mă, de mult. A vrut să se vadă cu fetele, eu i-am zis că e bine, da, poate. Păi de ce a plecat, mă? Că e fată mare și că are voie. Cum de ce a plecat? Să avem și noi o seară liniștită, bazată pe romantism, de-aia. E atunci nu mai are rost să stăm... Nici mai ce rost mai are să stăm, mai zângem în casă, haide. Bă, dar mi-e și silă, bă, micuțule, nu te bucuri și tu măcară și tu ești îmbrăcat așa ca un domn. Avem și noi un restaurant scump aici, frumos, să petrecem noi o seară liniștită. Tu te-ai apucat grabă acum. Seară liniștită, mă strânge cravata mea, parcă sunt băiat cu ăsta. Bă, ție să fie clar, nu plecăm nicăieri, aici stătem până mâineață, vreau să mă simt bine. Eu te bă, frate, eu am acasă vin de anul ăsta, e tras din boască de 3 săptămâni și eu beau vinul la ăștia de... Căută, ăsta e de 20 de ani de vinul ăsta. E de seama că Ionica e mai mare ca el. Hai, mă, lasă-mă, faci. Bă, tu vorbești serios? Ăsta și-a bătut joc, ne-a dat vin vechi? De ce crezi că mi s-a pus pata de vreau să plec acasă? Gata, eu, hai, plătim și mergem acasă. Gata, hai. Bă, tu știi cât că o stă pe noastră? Ah. 25 de milioane. Oh, șase. Uite, bă, frate, deci noi le-am băut de 14 milioane. Uite, eu am și băut ăsta de... Rafael a băut de 2 milioane. Bă, ce facem? Uite, bă, ce facem? Păi eu zic să plecăm. Fugim. O luăm ușor pe submese și am ieșit afară în stradă, gata? Să fugim, mă, bă, trebuie pe submese cu costumul ăsta. Bă, bine, hai, lasă-mă, facem. Așa și? Bine, nu știu, lasă că găsesc eu o soluție. Ei, lasă-mă că comentez eu ăsta, ai cum zic. Spre noi așa, mă, ce noi suntem proști, proști, bă. Haide, uite la lumea și... Uite, deci tu și zâmbește frumos, haide, haide. Băi, cine vrea niște tort de... pulci? Gata de minut. Băi, dar cine a avut ideea asta briliantă cu Miri? Eu. Nu mă mir! Deci stai să vă explic. Când a fost să cumpăr tortul ăsta, era acolo o pereche de miri, foarte drăgălași acolo, singurei și triști, și mi s-a făcut milă de ei și i-am luat. Băi, băi, lăsați asta, dar gândiți-vă că dacă miri era acolo singur și triști, înseamnă că cineva nu s-a mai căsătorit. Sara, asta e viața. Mie îmi pare rău că nu s-au mai... Nu s-au mai ce? Hai mă, zic, astea știu mai multe decât noi. Nu s-au mai... Bine, mă, nu și-am mai petrecut noaptea în ție, bine așa? Ce vrei să zici? Da, da, auzi, Andrada, dar tu știi că nu te-a adus Barza, nu? Știi asta? Normal că știu tot. Păi și atunci dacă nu te-a adus Barza, cum ai ajuns tu pe lume? E, păi, dintr-o eroare. A venit și întârziata, mă? Bună, Ioana! Mamă, uite ce ai pierdut! Gica, da. De ce pui mamă? Îi place șpriț. Da. E mare păcat. Ăsta e un vin scump, e un vin bun, e un vin vechi. Vinul cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun. Exact, da? Asta explicam, da. Eu încercam să explic la Gica. Da, ce să mai faci la vârsta asta? Nu-i mai schimb habieturile, asta e. Hai că vă mai aduc o sticlă. Nu, 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 lăsați. Nu, nu, nu. E în partea acasă. Nu,
vă deranjează, lăsați că nu trebuie, nu... Insist, e plăcerea mea. Deci, dacă dumneavoastră insistați să-l aduceți, eu insist să-l plătesc, să știți. Mă, dar de ce să insiști dacă omul are plăcerea asta ca să ne plătească nouă? Pentru că și plăcerea să-l plătesc, pentru că nu suntem miloși, putem să ne plătim un vin. Adică ce, noi suntem așa de la... N-am mai fost în de-astea să ne... Deci, dacă am zis că plătesc, plătesc. Cum vreți. Bă, glumim, bă, stai puțin, mai. Știți că așa se face, să, adică nu vă deranjeați, nu mă și el... Gata, taci, taci, că te omor la masă aici, să nu te miști. Ce zonc eu. Da. Zi, ce vrei să zici de era așa de urgent? Te-am sunat pentru că... Mi-e dur de Andrei și vreau să-l văd și nu mă lasă. Pot să te rog să te duci la el și să-i spui că mi-e dor de el și că mă gândesc la el? Încă nu cred că e indicat. Te rog, nu vreau să creadă că l-am părăsit. Hai că vreau să mănânc tort de fulgi. Bă, ce-i asta? Tu vezi, tanțico, ce scrie aici? Am găsit eu azi de dimineață în poartă, dar am uitat să ți-o dau. Mă, dar e oficială, măi, de la tine, de la servici. Dacă te avansează ăștia, bă. Dacă mă avansează, tanțico, bă, pita, bă, nu era timpul ăla, timpul ăla cât muncesc, bă, frate, bă. Bă, tanțico, ia-ți de așa. Ministerul administrației și interiorul exact la fix. Bă, vezi cum le aranjează Dumnezeu pe toate. Fata mea vedetă, eu avansat, bă, tanții. Hai, bă, că a răsărit soarele și pe strada noastră, bă. Georgia, nu te joc în picioare. Ce mă, cum fac, mă? Georgiano, de ce nu mi-ai dat-o, mă, de dimineață? Te mănânc, Georgiano, tu știi ce asta? Bă, tu ești nebună, tu știi ce asta? Ești din țară că mâine am examen de verificare anuală cunoștință. Bă, sunteți nebuni, bă, sunteți nebuni cu toții. Unde sunt cursurile? Da. V-am virat 20.000, domn avocat. Vă rog din suflet, faceți tot ce puteți. Mulțumesc. La revedere. Poftim? La revedere, mă fac să-s idiotă. Eu nu știu cum de mai reziști. Și nu pot să înțeleg cum domnul Angel a putut să-și lase copilul. A putut, pentru că e un nemernic. Abia aștept să divorțez. Nu mai vreau să fiu nevasta ăstuia nici o secundă. Mara, să nu te grăbești. Domnul Angel a fost întotdeauna un familist convins. Eu cred că i-a sucit mințile de tot Andreea Rădulescu asta. El o fi sucit, dar n-are nicio scuză. Că dacă intervenea la timp, copilul ăla nu stătea 29 de zile în arest. Dar măcar e vreo șansă să scape? Este, că mă ocup eu. Băi, Andreea, bă, ce e asta, mă? Ia uite, portocaliu. Și despica până la buric. Ce n-ai, mă, mă, tu chiar... Alex, tu, trebuie să scap de hainele astea ponosite și obosite de director. Eu personal o să mă ocup de garderoba ta și o să-ți cumpăr niște haine așa mai cool, ca să fii și tu mai, să par mai tânăr, așa. Ei, fată, hainele alea ponosite mă costă mii de euro, să zic. Și dacă te costă mii de euro, asta nu înseamnă că sunt cool. Zi tu dacă sunt cool. Ia uite, ce e asta? Ia ține. Ce? Ia uite, mă, băie. Ce? E adevărat? Ce să fie, mă, adevărat, că mă și sperii? Adică o să fiu tătic? E, o să fii tătic. Noi nici măcar n-am mai știi tu că ai fost stresat. M-am văzut în magazin, l-am cumpărat, a fost drăguț. Băiatule, te zic, gimnastia fac, vezi? Știi cine mea și vreți domnul somnifer? Băi, ce face băutura asta din nou? Voi sunteți în bine!
ce mai lăsat, bă? Tu ești stupid, ai dreptul cu ăla. Bă, tu nu vezi, bă, că e soarele sus când mai învăț eu astea, bă, uite ce mai am eu de învățat, mă. Bă, tu de ce ți-a spus, bă, ce ți-a spus-o ție? Bă, nu mă lăsa, mă, să-mi dorm. Când mai învăț eu astea? Bă, dacă pierde examenul din cauza voastră, vă mănânc, mă, să știi. Te mănânc, să știi. Gata, ia, fii, veniți cu aceea, alinierea toată lumea, alinierea, acolo. Și eu? Tu nu, că n-ai nicio vină, pleacă de acolo, alinierea toți, haideți, drepți. Culcat! Ce, mă? Culcat, culcat, haide! Cum a culcat? Culcat! Veniți! E, lasă, că dacă nu vă arăt eu vouă bine, culcat! A, ce spune, până învăț toate astea, le faci drepți! Mă, ce ca? Culcat! Au, au. Fiți atenți. N-am adormit, mă gândeam, mi-a venit o idee. Drepți. Vă răspundiți fiecare în colț de curte, nu știu, nu, și vă gândiți cum să fetez eu examenul ăsta, că nu mai, dar văd, nu mai pot. Ați înțeles? Hai, executarea. Fugi! Hai că la prostii vă merge vin. Haide! Mamă, mamă, ce vă fac, mamă, mamă. Bună dimineața! Ce surpriză! Ce surpriză! Nu știam că faci jogging. Domnule profesor. Profu! Dar nici nu știam că tu alergi. Serios? Păi cum, eu alerg de mult, dar... Acum mai sunt de când cu glezna, na, mai mult de întreținere, așa. Ce, nu se vede? Ba da. Hai, ții pasul? Da, tu ții pasul cu mine. Hai! Hai, băi, adunarea! Hai, idei, idei, v-a venit idei, zi, zi! Haide, cine e primul? Eu am una! Deci tu îmi trimiți prin SMS subiectele, iar o să le trimit răspunsurile prin MMS. Uite, bă, vrei? Cu MMS-ul tot, du-te de aici, ești, lasă-mă, mă, ce o prostie, cât capul tău de mare, nu, bă, e fumată, e de mult, nu ne primește cu mobile înăuntru, ești de aici, lasă-mă în pace, Georgiana, zi! Fac eu niște copiuțe, că oricum am scris-o mic. Bă, ține, nu-ți rușine, mă? Ce educație-ți doar eu ție, mă, dacă te văd să-mi faci copiuțe? Ieși de aici, să-ți fie rușine! Nu, bă, vă mănânc. Tu ai vreo idee, mă? Nu cred. Cea mai bună. Mă îndoiesc. Șpagă. Aia te m-am îndoit bine. Dă șpagă. Uși, bă, de aici, că nu mă bag eu în chestii de-astea, vă lăsăm. Dar de când ești tu, mă, așa de corect? Uite, de când m-a făcut, m-a scârșit. Atunci să-ți ia, mă, ta examenul, na? Bine, ieși. Ce repede, are grați? Pare rău, dar am venit un beu. Hai, cu sprint, hai, cu sprint, hai! Monica, deschide ochii, Monica. Stai. Mi-am revenit, stai. O cădere de calci, gata. Dar eu nu pot să te las așa, să știi. Trebuie să mergem la spital. Dar nici eu nu vreau să mă lași așa. Eu stau departe, tu? Eu ce? Ne calci acasă. Ce faci, colegii mei? Numai de tine n-aveau colegii tăi. Ce faci, mă? Bine. Uite, mă, cât ești, mă, aici, mă? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Băi, frate, vină, băi, ascultă aici. Da. Să nu-ți fie frică niciodată, fii atent. Bine. Între două, nu te plouă. Între trei, faci ce vrei și cum vrei. Între patru, te ia dracu, băi, ai grijă. Bă, Rafaele, mă, ce vrei, fă? Ce? Suntem într-un colegiu de muzică. Și mi se rupe. Do, mi, sol, do, re, mi, fa, fă, sextă, septimă, sextă, timă, vezi, le știu pe toate. Da. Ia zi-mă, Blănare, care-i treaba? Cum zici? Blănare, hai, zi, dă raportul, care-i treaba? Ah, bine. Păi, Andrada vrea înghețată și eu n-am vrut să mă duc să iau. Ah, păi, bună idee, mă! Vii tu? Nu, te duci să iei înghețată și mi-o pate în țigări, ha! Ce-ai mai nebunii, nu mă duc eu, alo! Du-te, mă, du-te!
Du-te cu cuțitul la tine! Uite! Ai avut noroc? Am găsit un caciu. Noi nu avem nevoie de așa ceva. Nici eu nu am nevoie de așa ceva. Neapărat. Mi l-ai cerut, ți l-am adus, îl bei. Insist. N-am nevoie de calciu. Sorry. Altceva nu am. Nu te cred. Dacă-ți spun. Ești sigur? Ce vrei? Ia vezi. Am pulsul bun? Nu prea mă pricep. Ah, foarte bine. Lasă că spun eu. Am luat o razna și... îmi cam sare și inima din piept. Uite. Îmi cer scuze pentru ce ți-am făcut la petrecere. Chiar nu merită. Nu reuși tatăl tău să te scoată? Nici n-a încercat. Sau nu vrea. Cred că preferă să stau 20 de ani închis aici decât să-mi dau o șansă. Am greșit. Știu, am greșit față de toți. Dar jur, jur că nu o să mai pun gura pe alcool niciodată. M-a rugat Anca să spun că te iubește mult și mi-e dor de tine. Spune că și mie mi-e dor de ea. Ce faci, pleci? Bună! Și pe la noi! Unde era? Ce zi-l pe Rafael? Gata, mi-a venit o idee. Rafael, e la școală! E la școală, Rafael? Și tu de ce nu ești la școală? Păi nu... Stai, mă! Cum adică? Nu ai zis tu să te tân toți acasă ca să te ajutăm să înveți? Că dacă tu rămâi repetent, rămânești noi pe drumuri? Dar, mă, stai din gură, tași, că mi-a zburat tot, aveam un stol de idei una. Dar lasă-mă în pace. Deci, de Rafael nu e acasă? Mamă, ce idee aveam, dacă nu el nu se mai poate face. Bă, ce idee aveai, mă, dar ziua nu te mai ținea. Băi, m-am gândit să nu... N-am, că n-are rost, mă, ceam să... Am zis să mergem la examen, dar mergeam cu toți acolo și făceam, că așa ceva nici nu s-a mai făcut, făceam o demonstrație practică cu exemple vii, astea, toate capitolele cu exemple fiecare. De exemplu, uite aici, bă, ce idee, fii atent, era prima, care o iau la întâmplare, abordarea persoanelor cu abilități intelectuale reduse. Îl scoteam pe Rafael în față, era un exemplu viu, îl arătam. Dar mă, dar nu râde că era o terapie și pentru el. De ce? Fii atent, fenomenul infracționalității pe șoseaua de centură, centuristele și rolul lor în fluidizarea traficului. Te scoteam pe tine. Ia stai puțin, că până aici. Dar de ce pe mine? Mai luai de exemplu pe mine. Da, nu e, dacă te scoteam pe tine în față să... Făcea în butea și nu era. Ești material didactic, era, mă, nu înțelege greșit. N-ai orizont, n-ai viziune, n-ai nimic. Era material didactic, atâta. Mamă, ce... Bă, ce idee, bă. Uite aici, fii atent, punctul 3. De exemplu, punctul 3. Alcoolul, o plăcere la îndemâna oricui. Mă luam pe mine, mă scoteam pe mine în față. Ce, mă, așa scrie în carte? Alcoolul, un drog la îndemâna oricui. Mă scoteam pe mine în față, bă, că eu nu mă feresc, să știi. Și mă arătam, mă, ziceam și eu, în sensul în care eu, concomitent, știu și cum să mă anihilez,
Eu când sunt beat, mă port foarte frumos cu mine. Înțelegi? Adică era o idee. Mă, făceam așa o chestie care nu s-a mai... Este pe... Bă, tu dai seama ce idee asta e. Bă, eu pot să iau și bani europeni pe asta. Bă, fii atent, eu gândesc la alt nivel, mă. Ai, mă, și speri. Băi, trebuie să mă duc să mă omologhez la o zi. Hai, mă, că joc și eu scump pe dezbrăcate. Hai, 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 scuze. Băi, nesimțitule. Tu ai făcut, ești freza, ia uite-te. Ia zi, mă, ai învățat ceva de la mine sau? Da, frate, am învățat astăzi multe de la tine. Ai fost genial, ai pus-o la punct cum n-a pus-o nimeni pe fițosea de Andrada. Și tu păi, pe istii și mă. Băi, din punctul ăsta de vedere, bravo. Da. Uite că am venit sclav, sclav, vino aici, hai, hai. Hai, te zici, hai, du-te acolo, hai, mă. Hai, mă, hai. Vrei? Da. Hai, mă, dă, mă, că poftește și la girafa asta și noi am la două înghețate. Ia, mă, nu te speră? Nu, că ești foarte... Ia, mă, cum te speră? Ai, bă, uite să te volești de dragul meu. Ui, stupid! Mă, stai, că nu-ți fac nimic, mă. Dă, mă, coci, hai. Fumați, mă? Nu. Fumați? Ia, vrei? Fumează-o. Ce să fac cu ea? Fumează-o. Dacă vezi să fii bărbat, trebuie să fumezi, băi, hai. Că n-am fumat niciodată. Ce dacă, hai. Bogdane? Da? Ce faci? Facem fie. Ce fac? Face. Ce mă fac? Supăr. De ce? Mamă. Bogdane? Da. Anca! Anca, nu te supăra! Anca! Anca, nu te supăra! Anca, nu fugi! Anca, nu fugi! Bă! Așa mi-ai și surat, mă? Ia-te! Să trăiți! Putere! Să trăiți, șeful! Am treabă! Să trăiți! Bună, tata! Bună, măi! Păi, este... Păi, tu ce cauți aici, mă? Ce ore de plus? Plângere împotriva mea? Ha? Nu! Ți-a făcut ceva? Nu! Păi, atunci... Gluma, mă! A fost gluma! Dar, apropo, ce cauți? Știi ce nu înțeleg eu? De ce pe tine te-a lăsat să intri și pe noi, nu? Păi, ai uitat că tatăl meu lucrează în poliție? Am un tată polițist? Nu. Da. Cum era? Cum crezi că poate să fie? Stângul! Dimineața când mă scol! Fac o tură de control! Stângul! Hei, păpușei! Ce facem aici? Am greșit traseu. Păi cum ai greșit? Hai, 50 de fotă să vezi. Cât? 50! Haideți, doamnă profesor, că suntem, nu suntem la trupele americane, la NATO. Ce ai zis? Nimic! Hai, băieții, 50! 80. Hai, fetele! Hai! Una! Două! Dimineața când mă scol, fac o tură de omor! Bă, ăsta a fost trează glanțe în Vietnam, bă. Ce ai mă inginut, bă, mă. Anghele! Hai să mergem. Unde? Hai să mergi. Hai, vină cu mine. Hai, deschide. Când mă scol, dă o tură cu rugol. Hai, stângul, stâng, drept, stângul. Dimineața. Hai, merge. Ce faceți, fetele? Nu credeți că ar fi o rușine să rămâneți repetente la mine?
Adică haideți, domn profesor, dar suntem în România, nu se mai faceți sport la școală. Da, dar le faceți cu mine orele de sport, da? Mai ales tu, Monica. Ha? Ți-ar plăcea să rămâi la mine? La haideți, sport. Domn profesor, că eu am picioarele mici, nu pot să țin pasul. Mici, mici, dar uite ce zdravene sunt. Gena, prof. Gena, da. Hai, sus, mișcare. Mai dați noastră o tură că vă prinde din urmă. Imediat. Băi, am impresia sau asta te place? Da, chiar prof în limbă după tine. Fetelor, am deja un prof care e mort după mine. Nu știu dacă aș vrea să-l mai obosesc și pe al doilea. Sau să mă mai obosesc cu al doilea. Mă rog. Monica! Hai, stâng! Monica, vreau detalii! Later, later! Stângu! Stângu! Stâng, drept! Stângu! Stâng, drept, stângu! 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 Dimineața când mă scol, haide, mă, Ioana, mă, ce facem aici? Odată vreau să-ți fac și o surpriză și tu ce... Pe unde umbli, mă? Haide, mai repede, strânge masa, pune masa că avem un musafir important care vrea să mănânce și el o mâncare caldă de om. Unde te duci, mă? Vino încoace. Unde te duci? Păi nu mi-ai zis să pun masa. Ei, da, dar nu vrei să-l vezi mai întâi? Că poate nu-ți mai place de el, mă, poate. Na. Dar cine e musafirul? Rafaele, ia veniți, mă, încoace. Bună. Bună. Dar tu cum? Ziceai că nu se poate face nimic? M-a ajutat tatăl tău. Dar cum ai reușit? Bravo! Dacă nu mă întrebai, mă supăream. Măi, Ionico, a venit momentul să afli și tu cât de important este tatăl tău în viața ta și în țara asta, bineînțeles. Stai, bă, doamnă, mă, ești așa, de ce? Bă, dar de ce mi-ai spus până acum, mă, că are probleme, că eu o rezolvam înainte să se fi întâmplat, ha? Tu nu mi-ai zis cum ai reușit să scoți. Păi, am reușit, băi, pentru că noroc am un frate procuror, a găsit o rezolvare, a găsit o portiță, a rezolvat îndurări, l-a schimbat încadratura, înțelegi, și nu mai face arest la arest, a face arest... cu mine, cum... Haide, bă, că lasă-mă în pace, că și așa ți-am spus prea multe, nu trebuie să știi tu pe astea. Astea sunt chestii de ale noastre. Până de aici încolo își face justiția treaba, în sfârșit noi nu ne băgăm. Ia, mulțumesc. Da. Ce bău sunt. De ce? Sunt bău pentru că eu am uitat că ne-am împăcat ieri și acum o ardeam pe supărare. Da. Ce vreau să te întreb? Te rog. Mi-a venit o idee foarte bună. Și vreau să te întreb dacă vrei să mergem să bem o cafea, să stăm un pic de vorbă? În seara asta chiar nu pot, dar mâine cu mare plăcere. Nu, nicio problemă. Da? Da, da. Bine? Da. Deci nu mă supăr. Mâine... Bine, bine. Gata. V-am lăsat. Ok. Pa. Pa. Bă, eu nu cred că am făcut bine, mă, că l-am invitat să facă duș la noi. Nu mi-am dat seama, mă, noi n-avem duș, depindem de Ligian. Păi dacă ești prost, mă. Cam sare sărăcia, nu chiar așa. Mă, dar până la urmă asta e. Ce să facem? Dacă ne place așa bine, dacă nu, să facă un efort. Ei, asta e, la noi ce e în gușa și în căpușă. Ne spălăm în Ligian și ne uscăm la soare. E, ce să spun. Ioano! Ionico! Ce să spun, parcă ai uitat că-s bogați, mare... Măi, Ioana, mă, nu te-am întrebat, mă, mă, dar... Eu mie nu vine să cred, mă, cum, mă, taică-sul ăsta l-a lăsat sufletul să putrezească băiatul ăsta acolo, în arest, să... Sandu Anghel nu e tatălui. Ce-a zis? Că Anghel nu e tatălui, dar tu nu mai auzi? Mă, bă, dar nu vine să cred. Da, nu e tatălui. Andrei nu e fiul lui. Da? Bă, al cui e? Asta nu se știe. Eu zice că nu se știe. Da, m-am auzit. Da, m-am auzit și eu, dar nu-mi vine să cred. Da. Neferești. Bă, tu vorbești serios? Ești sigură? Da. Ia uzi, bă, frate. Băi, tănțică, eu spun, noi suntem fericiți, mă. Măcar noi suntem clar. Copilul meu e copilul meu, copilul tău e copilul tău și copilul nostru e copilul nostru. Păi da,
N-ai, nu. Ce, mă? Ia, mă, ce, mă? Băi, să mergem să-i lăsăm, haide, să-i lăsăm și pe copiii ăștia să vorbească și de ale lor. Suntem și noi tineri cu dale noastre. Da, mai, lasă. Băi, băi, asta-i mai mult aminte. Tu nu mi-ai zis ce ai făcut, că examenul l-ai luat sau nu l-ai luat? Că examenul, mă, lasă-mă în pace. Da, mă, l-am luat, a fost o chestie că am exploatat ceva cu deșteptăciunea mea, am găsit o chichiță că ei îmi trimiseseră, nu mai râde, îmi trimiseseră anunțul că la 12 examene, era de fapt la 10, eu m-am sărit în gâtul lor și până la urmă mi l-au dat din oficiu. Simate, fărul, lasă. Da, mă, am dat șpadă, na. Te-a dracu de prost, ca mine ai făcut. Dar stare ar șpada în gât. Du-te și tu și ia o sticlă de vin. Da, s-o trăiți, cum ziceți. Ai invitat-o la cafea și ne-a vrut? Deci n-ai apucat să vorbești nimic cu ea. Mâine. Eu zic că până la urmă pune botul. Eu zic că până la urmă sigur pune botul. Apropo, azi am bifat prima victorie. Da? Da. Este foarte bine. Trebuie să mergem să bem ceva. Fac cinste. Am compus o piesă în perioada asta. Vrei să o auzi? E cu vocea mea, dar mi-ar plăcea că într-o zi să o cântăm împreună. Ce mai faceți? Eu simt frig. Nu. Vrei să aduc căpătără? Nu ți-e somn? Nu, nu-mi e somn. Am o energie. Gio, a trecut de multe ore de culcare. Dar nu era mai simplu să-mi spuneți că vreți să stați singuri? Andrei, să ai grijă de sora mea. Ce faci, mă? E frumos, domnule, foarte frumos. Frumos și grațios. Uite, și abdomenul ăla e... Salut, băiți! Salut! Ce faci, băiți? Bine! Băgăm o tură? Da! Eu, da! Da! Hai mâine! Hai mâine, că e târziu, e seară, e frig. S-a făcut pila de găină. Am observat! Dar ce altceva am observat? Chiar ăsta m-a băut ceva? Mai grav. Hai, v-am pupat. Ceau. Hai, te-am pupat și noi. Lasă-te, domnule, de prostii, lasă așa mai pentru ce trăiești.
Alex. Mi-a venit o idee. Ce idee ți-a venit? Mie mi-e milă de Anca. E singură. Nu e singură. E cu Masa, cu Mara. Da, dar Mara e isterică. Așa e, dreptate. Uite, eu n-am copii, dar știu că atunci când un copil se îmbolnăvește are nevoie de liniște, de tandrețe, de iubire, de căldură. Da, iubire, așa e. Uite, și eu sunt un copil care are nevoie de tandrețe, de iubire, de liniște, de căldură. Alex, vreau să ne mutăm la tine acasă. E o nebunie ce-mi ceri. Să-mi bag picioarele aici, să o facem. Doamne, ce nebunie o să fie. Vreau să facem dragoste. Dom'le, eu simt că nebunesc. Cum să fie recursul săptămâna viitoare? Domnul avocat, eu te-am rugat să rezolvi problema. Ți-am dat 20.000 de euro. Mai trebuie? Anca! Nu cu dumneavoastră. Iertați-mă. Nu. Păi, da. Cui să spunem noi până la recurs, da? Cui? Că e nevinovat. Vă sun eu în 5 minute. Nu. Anca, ce e asta? Cola, nu ai voie, vrei să mori? Și ție chiar îți pasă. Măi, Anca, tu nu ai voie să bei decât o cană de lichide pe zi și niciun caz chestie de asta. Dacă îți pasă atât de mult, de ce nu-l aduci pe tata acasă? Măi, nu asta este discuția noastră acum! Doctorul a spus că nu ai... Nu înțelegi nimic! Nu e corect ce faci. Asta ai făcut toată viața. Ai încercat să fii corectă. Și? Unde ai ajuns? Uite ce-am găsit. Mara Angel. O femeie de afaceri puternică, o soție perfectă și o mamă fericită. Unde au dispărut toate astea? Pe tata l-ai gonit, pe Andrei nu ești în stare să-l aduci acasă. Ești obraznică. Bine, sunt obraznică. O să vorbesc cu tata. Poate lui chiar îi pasă de familia asta. Da, îi pasă. De-aia am ajuns unde am ajuns. De mult ce-i pasă. Las-o că o să-i treacă. Mm-hmm. Închide ușa. Ce tare ești, te fac în karaoke. Bună, Cristi. Mine vorbeai? Băi, boule, băi, Iancuța, măi, ce faci, mă? Băi, să mor tu, mă, doar mai perspicat ca tine n-am văzut. Baran. M-ai jurat, a? Uite, mă, pe nu, prietenește, ți-am spus. Bună, păpușă. Ce tare ești de la spate, nici n-am zis că ești. Mersi. Iancuța, mi-ai sunat ca să ieși în oraș cu noi. Dorința ți-a fost îndeplinită. A venit mașina să te ia. Hai, urcă. Stai mă, așa, stai mă, așa. Lasă-mă să-i zic unde mergem. Fă o piruetă. La karaoke. Da, faci o piruetă. Nebune. Hai, treci în brațe. Băi, e Monica a ajuns în El Comandante. Hai că ne calcă pe cap dacă întârziu. Hai, sunt șofer, blană. Hai, să mă aud. Hai mă, Stăți-mă.
eu bine, tu chiar vrei să... Da. Ești sigură? Mhm. Iartă-mă, dar mi se pare... Că sunt ciudată? Nu, nu sunt. Nu, nu asta am vrut să spun, dar nu se legă ceva. Ce anume? Păi, în ultima vreme, aproape că m-ai făcut să cred că nu-ți mai pasă de mine. Și acum îmi spui că vrei să facem dragoste. De ce? Pentru că m-ai convins. Că mă iubești cu adevărat. Nu, deci tu ești chiar nesimțită. Deci serios, adică mie, prietena ta, mie să nu-mi zici absolut nimic? Nu, 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 deci eu nu că m-am supărat. M-am supărat și nu pot să mă împaci decât dacă îmi zici toate detaliile. Deci hai mă, zi-mă decât să te felie. Eu alergam după el. Brusc, el m-a depășit și am început și eu să alerg după el, el după mine. Băi, stai, stai, stai un pic, că eu nu prea înțeleg. Păi, da, normal că nu înțelegi, pentru că nu vrei să înțelegi. Eu și proful de economie ne-am... Baci? Baci, baci? V-ați tras-o? Da, mă! Bă, dar scoate-mă mâinile din urmă, dar ce ești așa penibil? Am auzit acum, dar știi că nu te-ai adus barza, nu? Da? Te vezi? Așa, bun, și a fost mișto. Adică când v-ați tras-o, adică, asta da, v-ați mă. Măi, eu plec. Unde pleci, mă, Tima? Stai. Sunt foarte obosit, n-am chef, nervos și vreau să plec. Auzi, da? De ce ești tu foarte nervos? Suntem cu toții curioși să aflăm asta. De ce? Da. Pentru că m-ai trădat, ești o nesimțită și mai ales te lauzi cu asta. Băi, nu te cred, mă, ăștia, deci sunt împreună? Nu. Da, mă, suntem. Ba, nu suntem, mă. Cum nu suntem? Acum, nu pe bune, nu crezi că ar fi trebuit să știu și eu asta? Adică nu trebuia să mă informez, să vin la mine să-mi spui, Monica, vezi că noi doi suntem împreună. Da, frate, are dreptate. Într-o relație este nevoie de cel puțin două. Mă, ia spune. Cine spune Flori în bancă? Mihai de la Licenii? Ai, nu te cred. De la tine era? Nu, nu. Ai, mă, nu vine să cred, ce romantic da, ești. De ani de liceu, emoții la rămână sub un an. Hai, mă, Dima, stai puțin. Dima. Am stabilit că vom face pasul ăsta cum vom fi amândoi pregătiți, nu? Da. Iartă-mă, da. Nu pot să-mi iert pariul ăla cretin. Nu trebuia să avem momentul ăsta în relația noastră. Chiar îmi pare rău. Pentru ce? Cum pentru ce? Pentru pariu, tu mă asculți? Care pariu? Eu nu mi-aduc aminte de niciun pariu. Știu că am avut întotdeauna o relație frumoasă. Când n-am certat și noi măcar o dată ca oameni. Așa că despre ce pariu vorbești?
potriviți voi doi. Ai, super, fantastic. Ți-l las ție, simți. Ai, mersi. Băi, Dimalule, dacă îți mai dau două șaturi, cum se zice, mă, șaturi, faci o populară? Mă? Ce populară, mă, direct caza, cioc, zic eu. Mi-e rău. Dacă de rău, că mă... Mi-e foarte rău. Vreau să mă duc la spital. Hai, hai, hai. Nu, 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 că nu vreau să vadă Cristi, că mi-e rău. Hai, repede, că... Hai, mă, să ne pupăm. Hai, mă, să ne pupăm, să vadă lumea că suntem împreună, nu? Păi nu, așa se face. Ce zici? Ce? Te rog, eu liniștește-te. Dacă mă, să te duci, Ana! Stai, nu, nu mai zic așa, te rog frumos, te rog, o să fie bine, ajungem la spital, te rog! Cine ți-e pe acolo? Să te duci la Andrei și să-i spui că îl iubesc și că mi-e dor de el și că niciodată nu l-aș fi lăsat, că am vrut să-l văd, dar nu l-aș fi lăsat acolo. Alo, Anca. Andrei. Ce s-a întâmplat? Mi-e foarte, foarte rău. Și seara mă duce la spital. Da, bine. Hai, bine. Băi, Calco, când ești, te rog, Calco, trebuie să ajungem repede, dar hai! Ia uite-l, mă, pe fiul. Băi, ce faceți pe aici? Hă? Nici să nu îndrăznești să mă saluți. Mi-am pierdut orice urmă de respect față de dumneavoastră. La tine, adică. Și nu te-ai eliberat? Da, știu că-ți pare rău, dar asta e viața. Eu... Bă, dar ce suflet să ai, mă? Ce suflet să ai să-ți lași băiatul să putrezească în arest? Știi ce, gata, hai că... Deja vorbești prea mult. Vezi de treaba ta. Bă, dar... Nu, dar am înțeles. Nu e băiatul tău, am înțeles. Asta e, de fapt. Dar e și el un băiat. Tata, hai să mergem. Andrei, vreau să vorbim. Noi doi nu mai avem ce vorbi. Și te rog frumos, uite cum facem. Uite că m-ai cunoscut. Hai, Straul, bă, dar ce nesimțit ești, bă, băiete, bă. Deci, nu te enerva, Izen. Unde vezi tu că sunt nervos? Nu, dar vreau să aflu și eu ce și cum. Dar, și acum pe cine sunt? Pe Mara. N-ai terminat-o cu Mara? Am terminat-o, iubirea, dar vreau să aflu cum a rezolvat problema asta cu Andrei. Hai, Andreea, hai să mergem. Unde e Anca? Ce faci? Te-am întrebat unde e Anca. E la un control. O aduc imediat. Dar tu ce faci? Te-a scăpat taică tu? Da, doamne, eu l-am scăpat. Eu am... Nu m-a lăsat sufletul, doamna, să las acolo. Cum am văzut, nu, am încercat, am rezolvat. Mi-a ieșit, gata, iată. Este aici. Dumneavoastră ați ajutat? Da, doamnă, ce credeți? Că dacă am față de salariu minim pe economie, n-avem și noi, oamenii noștri, îi avem, doamnă. Deci nu vreau să intru în amănunte, dar pentru că fratele meu care a intervenit este procuror și îi se ascultă telefonul. Dumneavoastră ziceți mersi, lăsați-o așa cum a picat, n-am nicio... Mulțumesc, mamă. Vă rog, nu, eu vă mulțumesc. Nu, zău, pentru mine, el... Deci eu... Bă, dar ceva nu e în regulă în toată povestea. Da, îți spun eu ce ți se pare ție în neregulă, că Andrei e liber. Bunicule, Anca a ieșit de la control? A ieșit de mult, el e în rezervă. Cum e? E bine. Tată, când a ieșit? Tată, uite, dăm voie să ți-l prezint pe domnul. Dânsul a ajutat pe Andrei să iasă de acolo. Pare bine. Să treci, mulțumim foarte mult. N-am fost, adică noi am făcut ce am putut și... Domnul doctor, deci... Vreau doar să vă spun. Ia, apa ta. N-am voie atât de multă. Dar nicio problemă să rezolvă ce dragă. Aolo, ți-am lăsat cam puțin. E bine. N-am crezut că poți să fii așa. Așa cum? Nebună, așa? Zgubi? Vani? Nu, ești o fată super tare. Mersi, mai Ancuța, măi. Nu înțeleg de ce toată lumea zice că ești altfel.
Ancuța, invidia. Și cu asta am zis tot. Dar, indiferent ce să spune despre mine, nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar vreau să știi că eu mi-aș da și viața pentru tine, da? Stai puțin, Sara. Ce faci, Ancuța? Am trăit. Bine? Cântă. Da, stai puțin că vreau să atem. Dar nu mai trage. Lasă-mă în pace. Ia mâna. Dă-mi drumul. Mă, calmează-te. Dar ce să spui tu? Fac ce vreau, da? E mai important ca ei doi să fie împreună în momentele astea, nu crezi? Ba da, cred. Am zis că nebunesc când a rest acolo. Dar eu nu le înțeleg pe tata. Nici nu mai contează. Noroc cu Neagică. Tatăl Ioane. A venit și el să te salute. Dar tu cu Ioana v-ați împăcat? Da. N-am simțit niciodată că mă iubește mai mult ca azi. Mă bucur pentru voi. Și într-o situație limită nu l-aș pe asta pe acasă? Sau vă iubiți așa de tare că nu vă mai puteți deslipi? Nu cred că eu sunt importantă acum. Ai încă ce gunoi aici? A, nu, nu ai. Dar cine? Anca. Ia uite, ce bine că mi-a spus. Ce mă făceam? Că nu-mi dădea seama. Că noi... Ce să facem? Laboratorul e deschis? Da, domnule. Domnule profesor, Andreea Redulescu este numele. Da, te știu, te cunosc. Da, de la mine. Domnule profesor, aș vrea să o ajut și eu pe Anca cum pot. Faceți-mi și mie analizele. Poate ne potrivim. Dacă sunt compatibile, îi ajuna eu Anca în urmă. Iauzi. Dar puțin stați așa, că dacă e pe așa, domnule doctor, faceți-mi și mie analizele. Nu, eu vreau, de fapt, dacă ar fi așa frumos, ar fi să le facem toți. Deci toată lumea de aici să-și facă analizele, domnul doctor. Pentru că asta, vă rog să mă credeți, așa ar trebui să fim uniți. Asta este o calitate a poporului român, care calitate este pe cale de dispariție. Eu nu știu dacă a existat vreodată, eu cel puțin n-am prins-o. Poate că la popoarele migratoare încoace, n-am mai. Domnul doctor, eu sunt gata, deci cât... Te rog. Dar, serios, mergem? Ești sigur că vrei să faci asta? Nu știu ce să fac, mă, dar am comis, toată lumea vrea să fiu un exemplu. Bunicule, ce se întâmplă aici? Analize. Sunteți bine? Necică? Gata? Repete, că mi-am găsit un talent. Haide!
vindem chiar toată țigănia. A, păi da, tocau singur mă tevoare. Stai, nu, dar asta am înțeles că știi să cânti, dar altceva mai știi? Da, doamna, vocea întâi, vocea a doua și vocea a treia. Deodată, doamna. M-am născut între Carpați, la pale de munte, într-o casă cu cinci roți. Asta e vocea a treia, cu capul. Hai că ne-am distrat foarte tare, ar trebui să începem să ne încălzim. Hai. Așa sunt eu, doamna, glumeț. Hai. Să rămână. Bună ziua, mă scuzați că mă întârziam, vin de la spital. Dar s-a întâmplat ceva? Nu cu mine, e vorba de Uncle Angels. S-a găsit un alt donator. Da, de Andrei știi ceva? Da, e și el la spital cu ea. Bă, ești nebun? E la spital? Da. Ce-o zonă? Îți mulțumesc că ai venit fără companie. Aseară când era gata să dea molinici, nu mai era așa morală. Ce faci? Bine. Mă, Milo, cafea? Ia-ți alta. Ia uite, voi, frate. Dar măcar zici tu, mersi. Să rămână cu Ane. Să rămână cu Ane. Așa. Haideți, vă rog, eu nu vreau să vă certați pe hol. Da, cine se ceartă? Au nevestul că ne certăm. Da, puteți să faceți un efort și să vă înțelegeți? Măcar acum? Dacă știi câte eforturi face măncuța... Mai ales eu. Da, văd. Vă rog să-mi spuneți cine e donatorul. Nici noi nu avem voie să știm. Așa e legea, Sis. Dar ne-a asigurat bunicul că e de la cineva care trăiește și că își dorește să facă asta din propria inițiativă. După operație o să putem să-l cunoaștem? Nu, fata, tati, bă, dar eu nu înțeleg de ce vrei tu să știi ce treabă ai cu bunicul ăsta. Pentru că îmi salvează viața și vreau să-i mulțumesc. Bine, scriu niște bomboane după. Acum te superi. Ce să-i luăm? O mașină, ce să-i luăm? O rachetă. Important este să te faci tu bine și vedem noi după aia ce facem. Compatibilitatea e aproape perfectă. Aproape perfectă? Numai Dumnezeu e perfect. Și asta numai pentru faptul că nu l-a văzut nimeni. Dar mergem mai departe, da? Nu crezi că ești cam tânără pentru asemenea sacrificiu? Da, domnule doctor, oamenii tineri nu pot să, cum să zic, să fie sensibili la suferințele altora. Credeți-mă, când am intrat pe blogul Andrei Rădurescu, știu că vreau să fac asta, m-am decis. Vă rog frumos să mă lăsați să o fac. Alo, profesoară? Da. Noi am fi vrut să mergem la spital să vedem Blanca. Vă rog să ne lăsați dacă se poate. Da, nu știu, faceți cum vreți, dar eu cred că ar fi mai bine să o vizitați după operație. Doamna profesoară, dar noi știm că nu putem să facem nimic să o ajutăm, dar totuși vrem să fim lângă ea. Doamna profesoară! Nu știu ce... Da, de ce nu-i cântăm ceva ce care îi place ei? Să fie acolo, să vadă că se... La sufletul ei se ducă. Să vadă că suntem aproape unici de acolo. Mi se pare o idee foarte bună. De ce? Toma? Ce cântăm? Știu eu.
Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops, that's where înțeleg că suferi pentru Anca, dar nu înțeleg de unde vine puterea sacrificiului. Fiecare dintre noi a trăit ceva în viață care l-a marcat. Vorbești ca o femeie de 50 de ani. Poate că durerea m-a făcut așa, domnule doctor, ce să zic. Ești tânără, ești frumoasă. Nu poți să te las. N-ar fi corect. Toată viața am luptat să fiu corect. Și ce nu e corect, domnule doctor? Destinul meu nu a fost corect. Eu am avut o soră. Mai mică. Și când aveam 6 ani și ne întorceam de la bunica, eram la o trecere de pietoni. Și la un moment dat, potrivi destinul. Eu n-am putut să ajung pe sora mea. Vreau să mă lăsa să ajung pe cineva, mă rog. Eu vreau să fac o faptă bună, nu... E mai mult decât o faptă bună. Spui viața în pericol. Nu ne putem împotrivi destinului, nu... Cât bani ți-a dat Alexandru Anghel? Poftim? În spitalul meu nu se face trafic de organe. E adevărat că ai 18 ani și ai dreptul să iei o hotărâre. Domnule doctor, mama mea câștigă 7.000 de euro pe ziua de filmare. Chiar credeți că am nevoie de bani? Nu înțeleg. Mai țineți minte prima oară când am venit la dumneavoastră? Domnule doctor, nepoata dumneavoastră are nevoie de un rinic și eu sunt gata să îl dau dacă sunt compatibilă. O cunoașteți pe nepoata mea? Nu, dar i-am citit povestea și am plâns toată noaptea. Deci nu o cunoașteți? Nu, n-am văzut-o în viața mea, dar... am motivele mele să o ajut. Aș putea să recunosc și eu? O să le aflați la momentul potrivit. Mergeți la recepție, completați o fișe. Vă aștept la analize. Te întreb pentru ultima dată. Ce vrei în schimb? Să rămân anonimă pentru toată familia Anghel. Așa va fi. Așa e legea. Haideți mai aproape. Bravo! Minunat! Toată școala v-a auzit. Portarul era să leșine. Fals, dar în general foarte bine. Bravo! Un moment. Dumneata... Eu? Nu, nu, nu. Suedezul din spatele dumitare. Dumneata la ce instrument cânti? Cimpoi, frunză, ce apuc, ce vrei? Ei, uite, nu s-a apuci, că o să ieși afară acum. Ieși afară! Nota scăzută la purtare. Pentru impertinență. Domnul director, ești perseverent. Avem o trupă cu copii foarte talentați, dar nu putem participa la concursuri pentru că dumneata le-ai scăzut nota la purtare. Păi, unde nu e ordine și disciplină, domnișoară, e...
De fapt, eu am venit pentru cu totul altceva. Domnul Alexandru Angel a anunțat oficial că nu mai este sponsorul școlii. Așa că nu o să prea mai avem bani. Ce propuneți? O să aducem noi bani dacă ne lăsați să participăm la concursuri. Sau să susținem concerte. Sau să cântăm la eveniment. Stați că mie mi-a venit o idee, dar pentru asta ar trebui să știu înainte ce note au ei la purtare. Depinde de idee, domnișoară. Depinde de note, domnule director. În realitate, în catalog au 10. Perfect. Bun. Ascultați-mă cu atenție. Pentru a face bani, trebuie să fim cunoscuți. Lumea trebuie să ne vadă. Cum ne poate vedea lumea? La televizor, pe un post TV muzical. Pentru a putea intra pe un post TV muzical, ne trebuie un videoclip. Ce faci, mă, plângi? Ce faci, mă, plângi? Dar altfel nu poți să spui, mă, și tu ce faci, mă, mică dragă? Dar de ce plângi tu? De ce ești tristă? Ce faci, mă? Da, plâng, că sunt obroasă, de-aia plâng. Ia du-te de aici, că te și plestezi. Nu mai plânge. Nu mai plânge. Ce ușoră de zis. Dar tu ai văzut ce face tactul în ultima vreme? Păi, ce face beberică? Se odihnește, mănâncă. Ce dracu, s-a împăcat cu frasul ăla bolgat, o să fie și el bogat. Nimic nu s-a întâmplat. Și ce, asta e rău? Asta e rău? Numai la tine te gândești, mă, dar la mine te gândești, mă, că o să fie și el plin de bani și mă lasă pe drum. Că tata lui Rafael. Vezi că te plor! Vezi că te pognesc de sar dinți în baza aia. Ei, mă, pognești. Asta e, mă, gata. Sunt o proastă, n-am mână la bărbați, n-am noroc să mă ia dracu. O să mă lase și ăsta și gata. Mi s-a întins și rimelul. Am o idee. Zi. Păi bun, videoclip, videoclip, dar la ce facem videoclip? O să alegem cel mai bun cântec al nostru. Normal. Dar toate sunt frumoase. Da. Păi atunci haide să le cântăm pe toate. Păi, dar voi vă dați seama, mă? Ce înseamnă asta să facem videoclip? Băi, să apărem la emisiuni TV. La Măruță! Da, la Măruță sau nu știu, să dăm concerte. Să ne dăm jos din autocar, să fie fain. Să semnăm autografe la fane. La fane! La fane! Wow! Ascultăm în această seară, am înțeles că ați ajuns să fiți ascultați și în Mexic, e adevărat? Da, este adevărat, piesa noastră a ajuns până în Mexic, avem fani în Mexic. Bă, de, stați un pic. Adică trebuie să ne gândim ce cântăm, să cântăm o melodie, una, dar bună. Și ne mai trebuie și nume. Dar avem! Păi, trupa, mă! Ascultați-mă o secundă, scoateți câte o hârtie și scrieți fiecare un nume de trupă care credeți că ni s-ar potrivi. Hai, repede, nu stă mult, da? Așa, ce vă vine prima oară în cap? Hai! Băi, am mică dreptate! Băi, ia mai temă tu cu prostiile, băi! Eu nu fac așa ceva că mă omoară, zică, punct! Morda, măcar știu un lucru. Sau vrei să fiu dat viața anonimă? Mamă, ce mă mărți! Doamne, ce aveți? Mi-au spus pantaloni? Nu! Cât de prost am o nimă! De când merge la școală, e așa brusc deștept. Auzi, mă, tu cuvintele astea le ai așa de la tine sau le-ai auzit și le folosești la impresie? Cum fac eu? Băi, ia gata, hai gata cu vorbărea. Gândită pe poartă, îl luăm și al nostru. Hai gata, ia, pune-și mie de mâncare, că nu... Petre, dacă... Stă, frige! De ce îmi pui pe picioarele mele? Pandișpani. Milky Way. Așa. The Lullabies. Cârnați de pleșcon. Cine a scris? Șucarii. Band of Joy. Simpaticuții. Clar,
Eu sunt. Ei, uite, asta mie îmi place foarte mult. Care? La La Band. Super! Ăsta e, mă! La La Band! Cine suntem noi? La La Band! Nu așa, mă, ca pe stadioane! Cine suntem noi? La La Band! Când eu zic la la, voi ziceți band! Datorită lui suntem aici o trupă. Da, corect. Da, nici de Sara. Hai să-i sunăm. Hai, mă, mamă, mă, coboară, mă, de acolo, mă. Hai, mă, că o să fie bine, mă, o să meargă. Nu fi fraieră. Ești tânăr, ești frumoasă. De ce să-ți fie frică să-i spun? Da, mă, mamă, o să vină și lăutarii. Uite, o să fie ok, o să-i câte dulescu fix pe placul lui. N-a că am și venit. Uite, avem și rochie. Sau, sau, am, mamă. Bă, eu nu mă dau jos aici nici moartă să fie clar, că voi mă aburiți, eu sunt proastă, vă înghid gălușca și după aceea cine și-o ia, eu mă, ce-o ia, eu. Mamă, mamă, mă, nu da mâna apoi, mă, mamă. Dar n-am dat niciodată înainte, să fie clar. Hai, mamă, ia uite ce frumos am făcut-o pe grasa, coboră jos. Da. Nu, mamă, ia de mi-o pe aia la înaintare. Ia să mai și mai bine, du-te tu și pune-i lui Lenuța rochia asta pe aia, că de-abia așteaptă aia. Băi, mamă, fii atentă. Deci o să vină, fii atentă, o să vină, o să-i drept poartă, o să-i te stânga-dreapta și o să zică. Ce e, mă, circul ăsta? Și japă o pereche de palme cu lui tânțica mie, da, mă, și o să mă ture cu mine toată curtea, că știi bine că mi-i plac surprizele. Taci! Mamă, hai, mă, că nu-i așa, mă, mamă! Păi nu-i așa, mă, că nu e tot! Că după aia o să vadă cum a făcut-o pe asta pe grasa și o să zică ce faci, bă, tu, mă, joc de câinele meu și jap altă pereche de palme, tu, lupănțica, mă! Că să nu mai zică, dacă îi spun tot ce mi-a zis mie la ureche, dracu, scoate pistolul și mă pușcă! Așa că mai spun o dată, eu nu pun rochia asta pe mine să fie doar, du-te la Nenuța, taci! Și Branco îmi potomește cu ea, că de-abia așteaptă! E, în cazul ăsta, bine! Bine! Ura! N-ați plecat? Noi? A, să ne... n-ai plecat. Păi ne tutuim, nu? Da, ca să nu fie... Nu da, 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 ca să fie mai... n-ai... Deci n-ai plecat. Păi nu. Nu. Nu vreau să te flatez, dar trebuie să-ți spun un lucru. Tatăl dumitale, tatăl tău, da. Scuze-mă, este genial. Este genial, deci cum s-a gândit la toate. TV, apariție la TV, expuneri la TV, videoclip. Ideea mea, mă rog. A, da, că eu înțeles că e a directorului, nu, dar... Nu mai contează. Da, da, nici nu contează, da. Important e cine o pune în practică. Nici nu contează. Pot să te ajut, să vă ajut, să... Vreau să fiu regizor. Dar tu ești actor? Ba da, da, tocmai, eu simt stări, eu văd lucrurile, eu pot să vă protejez. De fapt, eu sunt singurul care poate să vă protejeze. Plus că este videoclipul meu, mi-l doresc, îl vreau, e al meu, îl văd frame cu frame. Îl văd, îl vreau, e al meu. Asta în cazul în care nu ați găsit pe altcineva, că dacă ați găsit pe altcineva... Și eu aș putea să mă ocup de producție. Mai ales că știu cum să fac rost de bani și am și relații extracurriculare. Poftim? Extrașcolare. Extrașcolare? Da. Acasă, Cica. Mă, ce-i circul ăsta? Ți-am zis, mă, că nu te bate. Stai, mă, că stai, că nu s-a terminat. Ha? Stai puțin. Mă, cine și-a bătut joc de câinele meu? E vină un coace, mă. E cum, mă, eu am adus câine dresat acasă ca să vă bateți voi joc de el? După ce că a uitat toate comenzile de... că s-a prostit de cât stă între dobitoși ca voi? Du-te și dezleagă câinele, dai drumul și lasă-l în pace. Băi,
Băi, ce ai, mă? Băi, ce are, mă, multa, mă, a consumat ceva? Ce aveți, mă? Ce aveți, bă? Gio, du-mi și mie pistolul, vino încoace, du-mi pistolul în casă. Ați nebunit, Doamne, apără, păzește. Doamne, ferește. Puteți să-mi spuneți când e programată pentru operația în Kangel? Este programată cu stara. Într-o oră intră încă la operație. Mamă, Zine, a fost palpitant, ți-a scăpat săpunul, i-a scăpat colegului săpunul. Păi, bă, este bine, bine, bă, frate, ești prost. Hai, frate, știu, dar nu-mi place aici spital, mă îmbolnăvesc, frate. Vreau să dețin atmosfera așa. Vreau să știu unde este Sara Anastase. Sunt mama ei și vreau să știu unde este. Bună ziua! Sara e aici? Păi tu mă întrebi pe mine, tu ar trebui să știi, nu? Voi de ce sunteți aici? De ce se operează? Pentru ei ați venit, nu? Se operează, se operează. Dar mie nu mi-a spus nimeni nimic de nicio operație. Păi cum nu știți? Și de ce sunteți aici atunci? Suntem pentru Anca Angel și ea se operează. Cine e Anca Angel? Mă rog. Ai găsit-o? Nu este internat aici. Adică ce, mă faci pe mine mincinoasă? Eu am primit un telefon de la prietena mea care este doctoriță în spitalul ăsta și mi-a spus că este aici, te rog frumos, o găsești. Dar calmați-vă, nu este... Nu spune dumneata aici. Mie să mă calmez, ai înțeles? Dumneata, spune-mi unde este și de ce se operează. Este aici. Sara! Directore! E pace. Ne-am gândit să facem videoclip împreună. Mă bucur. Era și cazul. Și mă bucur că în sfârșit ți-ai dat seama că muzica asta înseamnă ceva. Nu la asta mă referem. Situația cere o șampanie. N-am. Măcar un spumant. N-am. Nu lucrezi la producție? Bă, da. Hai, de tu să iei? Dar ia șampanie, că spumantul îmi face aciditate. Okay. Vezi că el bea și tu plătești. Băi, te-a bătut? Te-a îmbușcat? Nu te-a îmbușcat. Uite-te, mă, ce se distrează acolo. Ce, du-te și pune, Gică, ia-mă de soție. Ce se poate întâmpla? În cel mai rău caz poate să le zică la aia să crede ceva de jale. Bă, dacă nu mă cere, îmi găsești tu mie altul? Hrăbi, ți-l dau până la Florian. De când e acolo, nu mai cochi pe tine. Cântă și la grătar. Nu o să câte la țambal. Băi, ia atenție la mine, băi. Fiți atent la ce m-am gândit, am stat eu, am ascultat așa și m-a inspirat nițel. Bă, într-un fel, gând la gând cu bucurie. Este foarte bine că ați organizat acest cadru festiv, pentru că ce aș vrea să vă spun nu se poate spune decât într-un asemenea cadru. Măi, tățico, eu de mult am vrut să spun ce să spun acum, dar din vâltoarea vieții nu s-a evit ocazia. Copiii, uite, au crescut. O să ducă la rosturile lor, noi rămânem la rosturile noastre. Ia să vezi câte cerel. Zici? Păi, da. Ei, uite care-i treaba. Ce mai turavur. Eu zic că să profităm de ocazie, că acum avem bani. Ne permitem și părerea mea este că a venit momentul și cred că o să fii de acord cu mine să schimbăm și noi tabla de pe casă. Păi și nunta? Să schimbăm și noi tabla de pe casă. Ce nuntă, mă? Nu ți-a zis la ureche, am vrut să zic că vrea să te cere de soț și nu știe cum să zică. Păi cine a înțeles, bă, ce mi-ai zis tu la ureche acolo, că dacă ești bâlbâit, n-am înțeles nimic. Așa, mă? Vrei să fii nevasta mea? Nu, mă, nu! Cum vrei? Zi, mă, că vrei, mă, vrea, mă! Bă, dar e cam penibil așa, mă. Vrei, mă, să fii nevasta mea? Da, mă, vreau. Începând din acest moment? Ia dă-te, mă, mai încolo. Dar ce s-a întâmplat? Bă, am vrut și eu să văd cum este bat cu arte. Ce? N-am nicio satisfacție. Haide, mă, să rămânem ca înainte, mă. Gică, vrei să fii soția mea? Bine-mi-o, ești frumoasă ca o mare, ești frumoasă ca o boale, dar ieși dracu afară din curtea mea, că visezi rulele alte. Haide, mă, încuia-ți poarta, mă, ieși, mă, de aici! Hai, mă, ieși odată, poanta, dragice! Uuuu! Ia, Gică, mă, mă iei, mă?
Hai, bă. Hai, bă, lăgăm. Da, e normal. S-a făcut o preanestezie. Duceți-o în sala de operație. Vin imediat. Haide. Poți? Ușor. Sara! Ce se întâmplă? Pentru ce o pregătiți? Cine sunteți dumneavoastră? Eu sunt mama ei. Vreau să știu pentru ce o pregătiți. Doamne, vă rog să vă calmați. Da, sunt foarte calmă. Ce operație trebuie să facă? Doamne, fata dumneavoastră mi-a adus o hârtie cu semnătura dumneavoastră în care se specifică foarte clar că sunteți de acord cu acest transplant. Transplant? Dar eu niciodată nu mi-am dat acordul pentru așa ceva. Fata mea mi-a spus că este vorba despre operație de piramidă nazală, înțelegeți? Doamne, deci, vă rog frumos. Te rog să lași în pace? Nu. Te rog. Am înțeles. Deci a spus că este vorba despre operație de piramidă nasală. Doamne, fata dumneavoastră e majoră. A venit la mine și mi-a spus că a avut o soră. Datorită ei, vrea să fac o faptă bună. Pare rău de confuzie. Acum nu știu, mergem mai departe cu operația? Nici nu poate fi vorba. Fata mea este majoră, dar nu are niciun drept la semnătură. Copilul meu este schizofrenic, înțelegeți? Schizofrenic în acte.